Anca Țurcașu a făcut pe ea la Asia Express. Cum s-a scuzat după momentul jenant? Jdeci, nu mai pot. Anca Țurcașu nu s-a mai putut ține și s-a scăpat pe ea. Într-o probă dificilă, în care concurenții trebuiau să execute un dans peste bețele de bambus, Anca Țurcașu a avut o experiență neplăcută care a atras atenția. Pe parcursul probei, Anca a fost cel mai probabil afectată de presiune și emoții, încât nu a reușit să se abțină și a avut un accident neplăcut. Făcând pipi pe ea chiar în timpul probei. În contextul unei competiții intense precum EASIA Express, unde presiunea și stresul sunt extrem de ridicate, asemenea incidente sunt uneori inevitabile. Participanții sunt supuși nu doar provocărilor fizice, dar și unor provocări emoționale și psihologice considerabile. Anca a fost nevoită să se oprească și să declare că nu mai poate continua jocul până la final, deoarece are nevoie să meargă la toaletă. Anca și Andreea Samson au fost nevoite să se descurce cu condiții adesea neprielnice și sarcin care testau nu doar abilitățile fizice, ci și rezistența psihologică. În ciuda provocărilor, cele două au încercat să rămână concentrate și motivate, chiar și când Anca nu s-a mai putut ține și a făcut pe ea. Cele două au trecut peste acest eveniment și au dus până la final proba.